Evenimentul sportiv internațional Maratonul Nisipului va avea loc în data de 25 martie pe plaja din stațiunea Mamaia. Anul acesta, organizatorii își doresc să transmită românilor de pretutindeni un mesaj de unitate și mândrie purtând tricoul tricolor. Mai mult decât atât, la competiția sportivă s-au înscris deja un grup semnificativ de sportivi din Republica Moldova, care își doresc să sărbătorească prin alergare alături de fraților din România și să sublinieze legăturile puternice pe care o are aceeași națiune despărțită de o graniță după un secol de la Marea Unire. Anul 2018 are o însemnătate aparte pentru toți românii de pretutindeni, deoarece se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Cu acest prilej, am pregătit o surpriză pentru toți participanții la Maratonul Nisipului, ediția a 5-a. Cei peste 1000 de sportivi amatori și profesioniști vor alerga cu un tricou tehnic care poartă însemnele tricolorului, care simbolizează principiul egalității și iubirea pe care o purtăm pentru toți românii aflați în toate colțurile lumii, declară Daniel Antonaru, organizatorul evenimentului internațional Maratonul Nisipului. Evenimentul se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță și conține 4 probe competitive și crossul Family Run. Maratonul Nisipului este una dintre primele competiții sportive de anduranță din Europa, care se desfășoară integral pe nisip și, în același timp, un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a litoralului românesc la nivel internațional.